Bună ziua! Vă rog să ne așteptăm un pic. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezența la acest briefing de presă. Am onoarea să vă prezint decizia de politică monetară pe care a luat-o astăzi Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Este vorba de revizuirea în scădere a ratelor de bază, o micșorare pe care am decis-o cu votul unanim al Comitetului Executiv. Este o decizie ce reflectă angajamentul nostru de a răspunde dinamic la evoluțiile economice actuale. Am micșorat rata de bază pentru a susține cererea și a stimula consumul. Această decizie înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturi, o oportunitate excelentă pentru consumatori de a-și refinanța la rate mai avantajoase datoriile existente și pentru afaceri să investească în expansiune și inovare. Vom continua să monitorizăm îndeaproape evoluțiile economice din mediul intern și extern și, la nevoie, într-o manieră responsabilă și transparentă, vom utiliza toate instrumentele disponibile pentru a atinge obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei, asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Permiteți-mi să vă prezint în continuare decizia integrală. Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 21 martie 2024, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre. 1. Se stabilește rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 3,75% anual. 2. Se stabilesc ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul de 5,75% anual, la depozitele overnight la nivelul de 1,75% anual. Punctul 3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 33% din baza de calcul. Și punctul 4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 43% din baza de calcul. Decizia Băncii Naționale a Moldovei are scopul de a menține inflația în limitele intervalului de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta de 5%, considerat nivel optim pentru creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova pe termen mediu. Astfel, Banca Națională pune accent pe stimularea în continuare a cererii agregate, inclusiv prin încurajarea consumului și a investițiilor, echilibrarea economiei naționale și ancorarea așteptărilor inflaționiste. Prin decizia de astăzi, Banca Națională continuă relaxarea politicii monetare începută în decembrie 2022. Efectele se vor transmite în continuare treptat prin scăderea ratelor de dobândă din piețele monetară, de depozit și de credit. Inflația în februarie 2024 s-a aflat pentru a cincea lună consecutiv în intervalul țintei, fiind de 4,3%, cu 0,3 puncte procentuale mai joasă decât în ianuarie. Scăderea prețurilor la produsele alimentare pe piața internațională, baza înaltă și cererea scăzută au contribuit la diminuarea inflației. Concomitent, măsurile stimulative de politică monetară de până acum, efectul sezonier pozitiv, ajustarea politicii fiscale și unele șocuri sectoriale adverse au atenuat descreșterea inflației. Cele mai recente informații macroeconomice confirmă în mare parte validitatea ultimei prognoze.
Inflația efectivă a fost cu 0,5 puncte procentuale mai josă decât cea prognozată. Abaterea a fost determinată după ce s-a produs un decalaj temporar în ajustarea tarifelor la servicii medicale pentru luna iulie curent. Proiecțiile recente ale evoluției economiei în mediul extern și intern indică următoarele date. Mediul extern. Economia zonei euro a crescut cu doar 0,4% în anul 2023, ca urmare a crizei energetice și a înăspririi politicii monetare. Prețul petrolului a crescut în ultimele săptămâni din cauza menținerii tensiunilor în Orientul Mijlociu și a deprecierii dolarului SUA. Totuși, cotațiile la petrol continuă să scadă ca urmare a creșterii a cererii slabe și a creșterii ofertei non-OPEC, în ciuda hotărârii recente a OPEC Plus de a prelungi limitarea producției. Prețul la gazele naturale lichefiate s-a redus de curând la cele mai joase niveluri din 2021. La fel și cotațiile la produse alimentare au continuat să scadă. Activitatea economică. În mediul intern, activitatea economică a crescut cu doar 0,2% în trimestrul 4-2023. Creșterea modestă a fost determinată în mare parte de recolta bogată care a dus la sporirea exporturilor de produse agroalimentare. Consumul gospodăriilor populației a continuat să crească, de cealaltă parte, consumul administrației publice a continuat să scadă timp de 2 și respectiv 3 trimestre consecutive. Investițiile au continuat să scadă pentru al treilea trimestru consecutiv. Această dinamică de la modestă spre negativă a fost cauzată în mare parte de creșterea neînsemnată a veniturilor reale ale populației și de încetinirea incertitudinea mare în regiune. Transferurile către persoanele fizice au scăzut cu 15,9% în decembrie 2023, iar în ianuarie 2024 cu 4,6%. Fondul de salarizare a crescut în termeni reali cu 10,9% în trimestrul al patrulea din 2023. Prin urmare, cererea internă rămâne slabă. Pe partea ofertei, comunicațiile, serviciile sociale, cele de cazare și alimentație publică au evoluat pozitiv, iar industria, construcțiile, comerțul și transportul s-au contractat. Condițiile monetare. Ratele de dobândă la creditele și depozitele noi în lei au scăzut și în februarie, în urma stimulării cumulate de politică monetară. Rata medie ponderată la depozite în lei a constituit 3,81%, iar cea la credite 9,63%, în scădere cu 0,37, respectiv 0,34 puncte procentuale față de luna precedentă, față de ianuarie 2024. Astfel, micșorarea ratelor a dus la creșterea cu 45,3% a volumului creditelor noi în lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Ratele de dobândă la credite și la depozitele în valută au continuat să scadă. Actualizarea prognozei. Balanța riscurilor prognozei inflației este dezinflaționistă, iar incertitudinile rămân pronunțate. Principalele surse care sunt situația tensionată în regiune și în Orientul Mijlociu, ajustarea tarifelor, reflectarea în statistică a compensațiilor la resurse energetice acordate populației în perioada rece a anului. În economiile avansate, se așteaptă ca ratele de dobândă să fie micșorate. Cotațiile la petrol ar putea fi mai înalte dacă s-a anticipat, iar cele la gazele naturale și la produsele alimentare mai joase. Situația incertă în regiune determină populația și agenții economici să aibă anticipări relativ pesimiste, ceea ce ar putea limita
consumul și investițiile interne. Banca Națională a Moldovei urmărește îndeaproape procesul inflaționist, evaluând riscurile și incertitudinile asociate pentru a menține inflația în intervalul de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta de 5%. Banca Națională a Moldovei este pregătită să ajusteze la necesitate instrumentele de politică monetară pentru a menține stabilitatea prețurilor. Următoarea ședință a Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc în data de 7 mai 2024, conform calendarului aprobat. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. A fost anunțat un briefing de presă cu toate acestea, stimați reprezentanți mass media, dacă aveți câteva întrebări referitor la decizia de politică monetară votată astăzi de către Comitetul Executiv al BNM. Doamna guvernator, aș avea o întrebare puțin tot legat de Banca Națională, dar nu legat de rată de bază. Vreau să vă întreb dacă ați discutat la Banca Națională despre, să spunem așa, o înțelegere cu băncile referitor la creditele care sunt acordate pentru agricultori. Ei se plâng că ar trebui să intervină Banca Națională printr-un regulament. Este vorba despre eșalonarea unor credite. Noi am avut o asemenea situație în 2020, când Banca Națională a mers în întâmpinarea, să spunem, agricultorilor și băncile au relaxat un pic aceste credite. Dacă aveți o, să spun așa, o viziune, mersi mult. Mulțumesc pentru întrebare. Mă gândeam că începem cu o întrebare despre inflație. Da, am avut o discuție și cu Ministrul Agriculturii și cu reprezentanții băncilor, cu Asociația Băncilor, cu colegi din departamentele de specialitate, în care am analizat opiniile fiecărei părți, Banca Centrală fiind undeva între sectorul bancar și beneficiarii de credite și guvern, pe de altă parte. De curând, de câteva zile, a început să funcționeze noua schemă și am cerut băncilor și colegilor să mă țină la curent cu evoluțiile din această nouă schemă de ajutor pentru agricultori. Noi considerăm că nu sunt opreliști, că nu sunt impedimente în acest proces, iar garanțiile pe care guvernul le acordă prin programe guvernamentale ar trebui să îi sprijine pe agricultori și să facă procesul acesta de creditare unul mai flexibil. Repet, în zilele următoare continuăm discuțiile să vedem în ce măsură schema se aplică. Mulțumesc! Vă mulțumim! Dacă mai aveți întrebări la decizie. Da, Nadia Minuță, jurnalist TVR Moldova. Nu este legat de decizie, doamna guvernatoare. Pentru anul 2023, PIB-ul Ucrainei a crescut cu aproape 5%, chiar dacă țara este în război, în România cu 2%, dar în Republica Moldova cu doar 0,7%. Dacă ați putea să ne spuneți care este cauza acestei mici, acestor cifre mici, după experți. Mulțumesc! Încă o dată, nu vă spărați? Da, deci PIB-ul pentru 2023 în țările cu care noi ne înfrățim este cu mult mai mare. Deși creșterea, spuneți noastră. Bun, sunt economii diferite, în momente diferite. Ce vedem, un proces profund dezinflaționist, o cerere internă, scăzut o consolidare fiscală semnificativă în Republica Moldova, cu siguranță că are și acest efect secundar asupra creșterii economice. Nu poți să le ai pe toate pe plus în același moment. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă mai aveți întrebări, vă rog. Alexandru Tanas, agenție de presă Infotac. Eu vreau să întreb, poate Banca Națională are niște propuneri pentru guvernul
că smicșorăm lichiditatea care este acum mai mult ca 10 miliarde de lei. Mulțumesc. Banca Națională folosește instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a se asigura că lichiditatea în exces din piață nu are efecte negative asupra ratelor dobânzilor, asupra inflației și asupra cursului de schimb. Instrumentele guvernului, să zic, sunt și ele limitate, dar cred că ar trebui să ne uităm la măsuri mai ample care să conducă la o funcționare mai bună a tuturor segmentelor pieței financiare. Probabil că ar trebui să vedem o normalizare a acestei situații într-o perioadă de termen mediu. Vă mulțumim. Cum mai aveți întrebări, vă rog. Natalia Melnik, Business Pages. O astfel de reducere de bază, a ratei de bază, nu vă face ca inflația să crească mai repede decât vă așteptați? Nu este prea puternică scăderea, cum credeți? Nu, absolut. Reducerea ratei de politică monetară, a ratei de bază, am explicat că am luat această decizie cu unanimitate la nivelul Comitetului Executiv, după ce am analizat toate condițiile de piață pe intern și pe extern. Vedem presiuni modeste, chiar cu minus din partea cererii, deci nu vedem niciun fel de condiții la acest moment care să ne facă să luăm o altă măsură decât cea pe care am luat-o astăzi, o altă decizie. Mulțumesc! Vă mulțumim. Vă rog, ultima întrebare. Alexandru Burtei, agenție de presă Infomarket. Spuneți-mi, vă rog, sunt în prognozele băncii naționale tendință că noi în acest an, în anul curent, vom vedea rata inflației mai joasă decât 3,5. Mai joasă decât sunt inflații. Sunt prognozele în anul curent. Este posibilitatea să vedem acesta? Pe scenariul de bază nu vedem o asemenea prognoză, dar după cum am spus deja, noi și știți că facem această monitorizare continuă și întotdeauna vom veni către dumneavoastră cu ultimele cifre actualizate și în mod transparent explicăm și de ce am luat deciziile și ce ne așteptăm să se întâmple pe termen mediat. Dar în acest moment nu vedem că vom merge în direcția respectivă. Mulțumesc! Vă mulțumim! Vă rog celelalte întrebări prin intermediul direcției de comunicare. Vă rog să adresez și o întrebare. Da, vă rog. Deci, doamna Dragă, au trecut 3 luni de la demiterea lui Octavian Armașu, atunci majoritatea PAS l-a concediat pentru activitatea defectuoasă a BNM în dosarul frauda bancară și că instituția nu ar fi colaborat suficient cu procurorii. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați examinat activitatea și acțiunile domnului Armașu, dacă ați identificat greșelile pe care le-ar fi comis și care sunt acestea, astfel încât să vă convingeți că el într-adevăr a comis ceva ilegal și că nu a fost răfuială politică. Eu vă mulțumesc pentru întrebare. Rolul meu nu este să investighez activitatea predecesorilor mei. Rolul meu este să mă asigur că obiectivele Băncii Naționale a Moldovei sunt aplicate și ne atingem aceste obiective. Mulțumesc! Vă mulțumim și vă mulțumim pentru prezența astăzi. Vă urăm o zi cât mai reușită în continuare. Ne vedem pe 7 mai.